în continuare aș vrea să vă relatăm emoții, experiențe și trăiri din viața Vioricăi Nagacevski. De ce? Deoarece după 13 ani de viață s-a căsătorit religios cu alesul inimii sale, cunoscuta notară și partenerul său de viață, formează un cuplu de mai mult timp, dar acum au decis să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Frumoasa textieră a strălucit la brațul proaspătului său soț, omul de afaceri Mihail Graur. Să vedem cum este, cum a fost la nunta lor. Data de 21 septembrie a fost una plină de emoții pentru notara și textiera Viorica Nagacevski și partenerul ei de viață, Mihail Graur. Cei doi îndrăgostiți au spus cel mai hotărât da în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă a avut loc într-un lăcaș sfânt din apropierea Chișinăului. Bine ați venit la seara de astăzi, care de fapt noi îi spunem o seară de Sfântă Marie. Vrem să vă aducem o veste. O veste probabil că este frumoasă pentru voi și pentru noi, pentru că pentru noi este excepțională. Noi astăzi ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu, împreună cu Mihai. Și vreau să vă zic că a fost un moment foarte frumos. Și eu știu că atunci când de cerul ne face așa o surpriză, cu siguranță noi vrem să vă împărtășim întregii luni acest mesaj. Altfel, cum ți-a numit, să spun încă o dată seara noastră, când viața mi se dă o șansă, oportunități și responsabilități, eu cred că responsabilitatea de a crea o familie frumoasă și de a avea grijă unul de altul este foarte important. Și cred că va fi o familie puternică, cu grijă unul față de altul. Cu tine, până la sfârșitul lumii aș pleca. Mi-aș pune rochia înfloroată de cândva. Cu tine chiar și cerul l-aș cutreiera. Am bată de la uși, de la bunici, i-am salutat. Cu tine, lume, altfel, cum ne-ai dat? Viorica și Mihai au pus la cale o ceremonie cât se poate de restrânsă, la care au fost prezente doar persoanele cele mai apropiate. Notara a preferat să păstreze discreția privind planurile de nuntă. Chiar și familia a fost anunțată în ultimul moment. Am venit cu o mașină străină. Și eu zic, dar și ce schimbă mașina? Și mă tin casa și bani noastră. Și mi-a spus și cum. Și îi acceptă, nu? Eu am zis că tot depinde de tine, eu nu. Și dacă o acceptat, le doresc sănătate și fericire și înțelegere. Și să aibă răbdare și, mai scurt, sănătate multă. Prin telefon. Da, a fost cam spontan, dar m-am bucurat, da, imediat pentru această decizie, da, zicem așa, dar mă bucur pentru deci. Copil frumos. Cât mai mult fericire, experiență bogată, aventuri multe, peripeții mari și, da, o familie mai mare și o casă de piatră. Cred că cum am găsit noi împreună altfel să numim seara aceasta, vrem să începem împreună altfel viața și să găsim lucrurile cele mai bune și din ceea ce a fost în viața precedentă, ca acum să le folosim în viața noastră de cuplu frumoasă. Eu de fiecare dată m-am gândit cum va fi ziua asta, cel puțin sugestiv sau cel puțin ipotetic, pentru că niciodată nu știi ce poate fi mâine. Și tot timpul în capul meu a jucat o singură frază și asta era legată de un singur cuvânt care să se înceapă cu, anume cu altfel. Altfel răsare soarele, altfel este ziua, altfel este noaptea, altfel e cu totul altfel. Cei doi soți au organizat o ceremonie altfel, mireasa purtând o rochie roz, iar mirele renunțând la tradiționalul costum sobru. Ideea a venit de la Viorica, că ea este cu inițiativă așa mai creativă, care tot timpul pășește cu un pas înaintea mea. Eu m-am adaptat după situația care
a venit propunerea frumoasă. Viorica și-a regăsit fericirea în brațele lui Mihai. Ambii, cu un divorț în spate, și-au dat o nouă șansă la fericire. Este un bărbat care niciodată n-am crezut că voi aprecia așa de mult ceea ce are el. Dar uite că viața ne arată câteodată miracole. Foarte tare mi-au arătat deci toate momentele în care eu m-am simțit un om fericit, că de fapt din lucruri mărunte se pot construi cele mai frumoase clipe din viață. Și Mihai mi-a dovedit acest lucru, că nu e neapărat să fii cineva, este neapărat să faci ceva ca să devii tu un om fericit. Noi cu Verica ne cunoaștem de mult timp. Și am cucerit-o, cred că, ca orice bărbat care își dorește ceva. Asta e. Da. Să fiu sinceră. Veselă, plină de viață, bună și cred că este și un om care tinde spre perfecțiune. Eu mă bucur că soarta cumva ne-a întâlnit și ne-a dat o altă șansă. Niciodată nu este târziu să retrăiești fiorul dragostei. Povestea lor de iubire este o sursă de inspirație pentru mulți alți oameni care își doresc un nou suflu în viață. Oameni care au trecut prin despărțiri, trădări, dar și-ar dori să se refacă în plan personal. Niciodată nu este târziu să-ți dai o a doua șansă. Niciodată nu poți să-ți pui niște rame pe care, de fapt, nici nu le poți duce. Dumnezeu are planul tău pentru tine și tu trebuie să crezi că, de fapt, tu ai venit aici, pe această lume, de a fi un om fericit. Niciodată și nimeni nu o să-ți spună sau nu ți-ți facă regulile tale. Regulile sunt create anume de anturajul și de gândirea pe care tu ți-o faci pentru viitor. Un moment special al seriei a fost primul dans al mirilor, realizat pe o piesă interpretată de interpretul Aurel Chirtoacă, a cărui text este semnat chiar de Viorica Nagacevski.